Managerul Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a încercat să-și apere cât mai bine compania pe care o conduce la întâlnirea cu cei de la FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Din păcate, reprezentanții acestora au solicitări drastice și doresc în continuare restructurări la gigantul energetic. Ciurel a declarat că au existat și aprecieri din partea celor de la FMI după ce compania energetică a prezentat planul de restructurare făcut. Managerul CEO Laurențiu Ciurel a precizat cum s-a desfășurat întrevederea cu cei de la Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială. Pe parcursul a mai multor ore mi-am apărat cât am putut de bine compania și am încercat să explic de ce trebuie să rămână într-o formă cât mai apropiată de cea actuală. Și am încercat să explic lucrurile dintr-un punct de vedere global al întregului sistem energetic românesc și a rolului pe care cărbunele trebuie să-l aibă. Ciurel a spus și care au fost plusurile de la această întâlnire. Au fost și aprecieri din partea Comisiei și a Fondului, în special datorită faptului că suntem în sfârșit singurii care avem totuși un plan de restructurare care a pășit peste anumite etape, încheiindu-se cu o aprobare dată de adunarea generală a acționarilor. Acest plan poate fi, sunt convins că poate fi îmbunătățit. În această seară, după jurnal, TV Sud vă prezintă în exclusivitate un interviu cu managerul CEO Laurențiu Ciurel. Șeful companiei va vorbi despre controlele curții de conturi, dar și despre creanțele istorice ale companiei energetice.